România pe de dor, da. Dar puțin în afară. Român prins în Olanda, cu 30 de telefoane mobile, nu mai citim cuvântul ăla, ascunse, în șorțul de ciclist. În șortul. Am citit șorțul. Nu, dar chiar omul, așa... atenție, s-a dus în șort la un concert, la o trupă canadiană, nu știu cum se citește asta, Sum Sam 41 din Amsterdam, așa cu tare. Bărbatul de 34 de ani a speriat numai puțin de 30 de telefoane mobile pe care le-a ascuns în pantaloni. Fanii rock, deci eu zic că s-a greșit rău de tot, s-au dus la un concert rock. Și a pârlit 30 de telefoane după ce puțin mai înainte poliția belgiană anunțase că la concertul aceleași trupe din Anver se speriaseră 50 de telefoane. Deci, aha, un trup, probabil că... Deci aia se devine cu ce cântă pe scenă. Exact, exact, probabil că și aruncă telefoanele sau ceva și omul vine. Și acum, dumnealui, iată, aceștia sunt pantalonii. Dar de ce am dat-o noi la România Play de Dor? Pentru că e român. Ah, da. De cum, de ce? Asta am și spus, că am trecut granițele, telefoanele jos și pantalonii de ciclist sus. Băi, dar cum am găsat atâtea? Dar cum să-ți vină ideea că ia-ți cu bureți, cu frumos? Uh-huh. Și a zis, mă, ăsta de ce e în pantalon de ciclist? Asta este prima știre care ne-a umplut sufletul de bucurie. Și a doua este, o femeie a sunat la salvamontarge și a cerut ajutor pentru a-și recupera telefonul mobil căzut într-o prăpastie în timpul unei drumeții în vârful Negoiu din Făgăraș. Și avem și, bună ziua, bună ziua, avem toată desfășurarea, că nu, lumea nu crede probabil. Și declarația omului de la salvamont care a recepționat telefonul și a spus, da, bună ziua, bună ziua, am scăpat telefonul pe un vâlcel lateral. Așa, așa. M-ați putea ajuta să-l recuperăm? Ce, doamnă, telefonul? Doamnă, zice, noi recuperăm oameni. Dar dacă vă plătesc, nu puteți să-mi-l aduceți? Că a rămas cu carcasa mână și știu exact unde a căzut. Unde? Pe vârf, acolo sus. Și s-a supărat omul și a zis, ia-ți, mă, unde ăsta, un ghid montan, plătește-l și du-te, că noi recuperăm oameni. Puteți plăti un ghid montan ca să vă însoțească până acolo. Noi nu căutăm telefoane contracosta. Zice, nu, că eu am crezut că dacă sun la 112 și plătesc, să duce cineva și mi-a ce telefonul de pe vârf. Uh-huh. Adică caz real, 100%. Da. Să mergem acum și la lucruri mai importante.